4 parcometre noi vor ajunge în câteva zile la Drobeta Turnu Severin. Dacă mulți nu o văd ca pe o necesitate, autoritățile țin să ne anunțe că banii obținuți cu ajutorul lor sunt investiți mai apoi în parcări, pentru ca orice severinean să nu mai întâmpine probleme. Amenzile pentru cei care nu plătesc locurile de parcare cu parcometru nu sunt deloc de neglijat. În doar câteva zile, în Drobeta Turnu Severin vor ajunge 4 parcometre noi. Autoritățile le reamintesc șoferilor faptul că taxa de parcare se poate achita foarte ușor prin SMS ori la parcometru și este de 2 lei pe oră. 4 parcometre noi sunt pe drum, ele vor fi instalate unul în fața catedralei, 2 pe strada mare și unul în zona centrală unde nu pot ajunge oamenii, probabil pe numai Pompiliu, după care vor mai fi încă 12 care vor veni în partea a doua a anului. Ce sume s-au încasat cu ajutorul acestui parcometru? Încasările pentru parcometre sunt undeva între 9.000 și 10.000 de lei pe lună. Pe anul 2019 s-au încasat 12.000 de lei. Numai din parcometre, plus din aplicație încă 46.000 de lei. Polițiștii locali reamintesc și ei că vor aplica amenzi tuturor celor care nu achită taxa de parcare, chiar dacă au staționat doar 5 minute. În conformitate cu hotărârea de Consiliul Local numărul 316 pe 2018, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea unui loc de parcare în parcările cu taxă, fără a deține un abonament valabil sau fără a plăti taxa de parcare care poate fi plătită atât prin SMS cât și la parcometre, se sancționează în conformitate cu această hotărâre cu amendă în cuantum de la 100 la 250 de. Polițiștii locali vor introduce numărul mașinii într-o aplicație pentru a vedea dacă a fost plătită taxa de parcare sau nu. În cazul în care se constată că aceasta nu a fost achitată, atunci se va fotografia mașina pentru a se consemna ora la care se află parcată mașina. Se aplică amenda, iar proprietarul o va primi prin poștă.